zilele acestea, Muzeul de Artă din Roman, toți cei care au cunoscut-o și au trecut pragul Muzeului de Artă din Roman, toți cei care au apreciat arta romașcană și nu numai, sunt întoliați, sunt întristați, pentru că doamna artei romașcane, Minodora Ursachi, a trecut la cele veșnice. După un an de grea suferință, departe de țară, de cei dragi, din păcate, dar alături de copiii săi. Născută la 22 decembrie 1934, în comuna la Scărca Târciu din Galați, absolventă a Facultății de Istorie Filologie din cadrul Universității Alexandru Iancuza din Iași, în anul 1957. Doamna Minodora Ursachi a fost numită în decembrie același an muzeograf la Muzeul Principal Regional din Roman. Pe atunci, secția de artă funcționând în cadrul Muzeului de Istorie din Roman. A avut un început greu, a fost persoana care a pus bazele colecției Muzeului de Artă din Roman, a fost persoana care a dezvoltat în sine artele în Roman prin aportul pe care activitatea domniei sale de muzeograf timp de aproape 50 de ani l-a adus aici în Roman. Abia în 1967 și 70, când secția de artă primește o clădire nouă, clădirea actuală, clădirea de patrimoniu, Casa Roiu, tot prin eforturile doamnei Minodora Ursachi și a soțului domniei sale, Vasile Ursachi, cel care a pus bazele colecției Muzeului de Istorie din Roman, putem vorbi despre Muzeul de Artă din Roman, care și-a găsit, datorită muncii deosebite și a insistențelor doamnei Minodora Ursachi, pentru ca arta romașcană să aibă un muzeu, un spațiu adecvat. Spuneam că din 1970 putem vorbi despre un muzeu de artă la Roman și care s-a dezvoltat continuu doar datorită muzeografei Minodora Ursachi. A fost sufletul acestui muzeu, a fost spiritul viu și care a menținut în permanență arta romașcană la un nivel național, așa cum rar întâlnim oameni. A pus sufletul său, de fapt aici, nu știu dacă era a doua casă, era prima sa casă. Muzeul de artă pentru Minodora Ursachi a fost mai mult decât o casă, a fost viața ei, a fost sufletul ei și iată că anul acesta, când Muzeul de Artă din Roman împlinește 60 de ani de la înființare și tocmai pregăteam acest moment pentru anuala din decembrie și pe lângă cei 60 de ani ai muzeului, noi marcam și 60 de ani de la trecerea neființă a doamnei, altei doamne a artei plastice, Maria Ciurda. Iată că un nou moment, un moment trist, se adună pentru Muzeul de Artă. Din păcate, sâmbătă 18 noiembrie, doamna Ursachi ne-a părăsit. Acum, domnul Vasile Ursachi, soțul, o așteaptă în țară, pentru că a fost dorința doamnei să ajungă acasă. Iată încă un portret printre rame, cum ar spune frumos domnul profesor Gheorghe Demeciobanu. Și noi o așteptăm acasă, sperăm, în acest weekend. Dar pentru că aici este casa ei și pentru că au fost multe persoane, nu doar artiști, ci persoane care au cunoscut-o, nu doar ca profesionist, ci și ca om, au trecut pragul muzeului, au sunat, s-au interesat,
Muzeul de Artă a deschis o carte de condoleanțe aici, drept pentru care cei care doresc să aducă un ultim omagiu pot trece pe la Muzeul de Artă din România.